aici, nedragul pentru domnul Dobra, pentru că e zona lui de suflet, de acolo din zona Lugojului, și Moldova Nouă pentru domnul prefect, care a fost vreo 2-3 mandate, nu știu cât a fost pe la Moldova Nouă primar, și acum este prefectul Carașului, și sper că surpriza pentru ambele județe e cea care merită, și o să vă mai spun de investiții după aceea. Doamna... Bineînțeles, îi mulțumesc încă o dată domnului prefect de Caraș Severin Matei Lupu că este prezent și dânsul la acest eveniment, la Ziua Mondială a Apei. Împreună cu domnul prefect am efectuat zilele trecute o vizită la polderul de la Gherteniș, polderul de la Gherteniș care practic ne apără de inundații pe noi, județul Timiș, în zona Gătaia. L-am inspectat personal, a fost un eveniment inedit, mai ales pentru o femeie, pentru că am urcat pe acel dig și l-am văzut în totalitate, împreună cu colegii de la ISU, împreună cu cei de la Apele Banat, și mulțumesc domnului director Bojin pentru ajutor. Încă o dată, este foarte bine întreținut acel polder. Noi monitorizăm în continuare situația zăpezii de pe Semenic, pentru că, după cum știți, zăpada de pe Semenic, dacă se topește brusc, monitorizăm totodată și gradul de umplere a lacului Secu, care alimentează Reșița. Nu știu dacă din două în două zile, cred că ne auzim la telefon și eu tot îl întreb pe domnul prefect care este nivelul de umplere a lacului Secu, cum procedăm, este vreun pericol. Momentan nu este niciun pericol la nivelul județului Timiș. Suntem pe cod galben, de aceea noi suntem cu stațiile la noi. Ne-ați văzut probabil și în timpul evenimentului, ne-am tot uitat la stații. Practic, în momentul de față nu suntem sub niciun pericol. La nivelul județului Caraș Severin sunt pe cod portocaliu, dar monitorizăm în continuare și avem din două în două ore informări vis-a-vis de cotele apelor. Avem o relație deosebită atât cu prefectura ca Timiș, cu județul Timiș, cât și cu conducerea bazinală Banat, cu domnul director, pentru că, cum spunea și dumneavoastră, relația noastră trebuie să fie bună, apele vin de la noi spre dumneavoastră, dar noi vă promitem că o să facem tot ce putem ca să nu județul Caraș Severin să nu inunde județul Timiș. În rest pot să vă transmit din suflet, domnule director, mulțumiri pentru proiectele pe care le-ați semnat astăzi, pentru că are un proiect în județul Caraș Severin și într-o zonă de suflet a mea, în Moldova Nouă, proiect care, dacă mă amintesc bine, domnule director, l-am început tot împreună, dumneavoastră ca director, iar eu ca primar, și acum a ajuns să-l punem în practică. Încă o dată mulțumesc și vă doresc din suflet la mulți ani și să nu stați pe loc, să înaintați cu cât mai multe proiecte, pentru că asta ne ajută și pe noi, ajută și cetățenii județelor, ambelor județe, pentru a scăpa de acest pericol care se întâmplă în fiecare an, inundațiile. Eu vreau să mulțumesc și doamnei prefect a județului Timiș și domnului prefect pentru colaborarea extraordinară și care este obligatorie în ceea ce înseamnă relațiile cu prefectura din punctul nostru de vedere al apelor. Să le mulțumesc că sunt astăzi prezenți aici împreună cu președinții Consiliului Județean, cu conducerile unităților și instituțiilor cu care noi colaborăm, în mod deosebit ISU, jandarmi, Aquatimu, Aquacarașu, dar să mulțumesc și în al preasfinției sale Mitropolita al Banatului, care este prezent astăzi cu noi la această sărbătoare a Zilei Mondiale a Apei. Toate acestea înseamnă importanța care este acordată apelor în general și, sigur, în mod special astăzi apelor Banatului pentru tot ceea ce se întâmplă în baziune hidrografică. Avem, așa cum ați văzut, vești bune, lucruri deosebite. Am evoluat din 2015-2016, când fondul de investiții la apele Banatului era undeva în jurul la 6-7 milioane. Am avut anul trecut 28 aproape de milioane, doar banii, vorbesc, care sunt alocați de către Ministerul Apelor pentru noi, pentru direcțiile de ape, administrațiile bazinale de ape din țară. Anul acesta avem 46, aproape 46 de milioane, cea mai mare sumă din țara românească din punct de vedere al alocărilor de la Administrația Națională a Apelor. Colectivul apelor Banatului este un colectiv închegat, un colectiv de specialiști, un colectiv de oameni care își cunosc foarte bine locul. N-am decât să le mulțumesc la toți pentru ceea ce se întâmplă în spațiul hidrografic al Banatului și, așa cum ați văzut, chiar dacă astăzi este o zi
de sărbătoare pentru noi, o zi liberă prin contractul colectiv de muncă. Suntem la muncă nu doar la această sărbătoare, colegii noștri ceilalți sunt și pe raza județului Timiș, pentru că avem cod galben, așa cum spunea doamna prefect, iar pe raza județului Caraș-Severin, așa cum ați văzut și dumneavoastră din atenționările meteorologice, așteptăm cantități mai mari de zăpadă, sigur, care se vor transforma în apă și pe care trebuie să le păstorim, dacă vreți, să le gestionăm împreună cu prefectura și cu instituțiile din ambele județe în perioada următoare. Apele curate, care ni le dorim toți, până la micile accidente sau incidente din punct de vedere al poluărilor sau al unor oameni care sunt certați cu legea. Pe raza căruia ne desfășurăm activitatea, Timiș, Caraș complet, Arad, Hunedoara, Gorj, Mehedinți parțial și sigur să fiți convinși că ne vom face datoria în continuare. Două proiecte am semnat astăzi, așa cum au spus cei doi domni prefect, doamna prefect și cu domnul prefect. Un proiect a fost semnat pentru Nădrag, pe zona Nădrag, care știți că este încă o zonă fierbinte la ora actuală. Și a doilea proiect este cel după Valea Boșneagului, pe zona Moldova Nouă, care vă spunea domnul prefect că după vremea de când a fost dânsul primar și eu director, înainte de celelalte peripeții care le-am avut amândoi în anii anteriori, a fost pornit acest proiect și este un proiect de suflet și pentru dânsul și pentru noi din punct de vedere a liniștii cetățenilor din zonă. Dar sunt doar două din cele 16 proiecte care se derulează în spațiul hidrografic al Banatului. Cele mai importante sunt proiectul de pe Bârzava, unde au afirmat și doamna prefect și domnul prefect că au fost prezenți la polderul de la Ghertiniș, care este prins în proiectul POIM pentru zona respectivă și polderul de la Ghertiniș va fi reamenajat ca să poată intra în funcțiune puțin mai repede în situații de ape mari și tot ce înseamnă zona Gătaia. Și al doilea proiect care, așa cum am afirmat și ați văzut că Ministerul Apelor s-a ținut de cuvânt și a trimis în Parlament inițiativa legislativă pentru articolul care trebuie modificat la statutul nostru, să putem sprijini și activitatea primăriei în ceea ce înseamnă circulația cu vaporașele și aici e vorba de nodul de la Sân Mihai, care este aprobat și demarat de se lucrează, s-au dat drumul la licitații pentru realizarea ecluzelor care se poate să deschide și să închidă circulația înspre vecinii noștri sârbi, inclusiv punctele de trecere a frontierei, care au fost de acord și vecinii noștri sârbi. Este un proiect de 14 milioane din fonduri IPA și aproape 1,5 milioane din fondurile Administrației Naționale a Apelor Române și ale Consiliului Județean 300.000 pentru realizarea lui. Da, așa este. Am ținut să fiu prezent pentru că este un moment important. Sărbătorim astăzi Ziua Mondială a Apei, aici la Administrația Bazinală a Apelor Banat. Un moment important în care am ținut foarte mult să felicit angajații Administrației Bazinale pentru activitatea pe care o desfășoară zi de zi, pentru că toți știm importanța calității apei pentru starea de sănătate, implicit pentru starea națiunii și a cetățenilor județului Timiș. Am ținut în mesajul pe care l-am transmis să fac referire la ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene, la ceea ce înseamnă implicarea apelor române Banat împreună cu Consiliul Județean în proiectul fondurilor europene, împreună cu operatorul regional Aquatim în sistemul de alimentare cu apă și canalizare și să solicit în continuare maximă atenție pentru atragerea acestor fonduri europene, pentru că suntem în perioada în care se depun proiecte, în perioada în care putem gestiona proiecte pentru managementul riscurilor în cazul inundației, proiecte pentru dezvoltarea sau realizarea sistemelor de alimentare cu apă pe raza județului Timiș. Profit de acest moment și prin intermediul dumneavoastră să le transmit mult succes în implementarea activității de zi cu zi și să le mulțumesc pentru ceea ce fac pentru a asigura o calitate a apei cât la cel mai înalt nivel angajaților apei, Administrației Bazinale a Apelor Române.